12, 6, 4, plus 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu am ajuns la 142. Număr foarte mare. Cât 256. Număr foarte mare. Cât 512. Am ajuns la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cât mai pun? La 9 se împarte, 144 se împarte. La 9. Am ajuns la 9. 1, da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, deci, 8, 9. Hai să luăm așa. Da. 144 se împarte la 6? Se împarte la 6, da? Da. 24. Deci, la pasii, numai 6 da. Se spun? E numai 6 să încercăm, să vedem. A, deci am avea 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Cât am zis până acum? 1, 2, 3? 126. 126. 126 împărțit la 8. Deci, ori 6, 144 se împarte și la 8. 144 sunt 48? Da. Sunt 8. Așa. Și la 2. Și la 8 teme. 8 teme. Am avut 6 și câți aveam? Ce număr am zis? 8. Și 9. 124 zis. 126 sau cât am zis? 122. 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. 126. 126, la care adăugăm? Plus 128. Da. Și plus 256. 210. 510 nu se împarte la 13. Nu. Se împarte. Nu. Mai merg. Deci, ideea rămâne asta. 2, 4, să 6, putem 8. Grupa... 8 am putut. Eu cred că e greșită. Poate să fie greșită, dar Daria, nu ne permitem să plecăm de lângă ieșițiu. Câte vreme am 144 de termen. Și atunci mă întreb dacă putem face echipe. Lărgim cadrul. Deci să se arătăm că se divide la 13, nu? Așa spune aici. Da. Se divide, adică fără rest. Este divizibil cu 13. Mm-hmm. Da. Că la 15 e foarte ușor. Luăm pe 1, am văzut 2, la 15, da. Da. Acum, la ordine apărând numele acestea, 6, 13, 15, ar fi trebuit aici să fie mai simplu la 13. Nu? Că... Gata, acum am luat 12 termeni, domnule. Dacă nici am văzut. La 12 termeni. 12 termeni. Îl obținem pe 13. 12 termeni se obține... Mai un număr gigant. Da, e 1990, dar mai eu sunt patru la 13. Dar, vedeți, ne-a încercat răbdarea echisitul ăsta. Adică, tehnica de lucru este numai una. Da. Până la maxim 12. Da, 12. La 12 mergi. Da. E bine. Să încercăm cu și, dar de unde să reducem? Nu? S-a văzut foarte repede la 6, s-a văzut la 15, 15 da? Da? Când grupăm la câți termeni? 4. Numai 4. Dar la 13... 12 termeni. 12. Da, da. Din 12 în 12 și asta se poate. Și merge, da. Deci, vom avea de calcul. Să spunem... Numărul bine zic eu, 8.190 iese. Dacă îi grupăm pe vreme... Hai să zicem așa, să facem echipa. 2 la 2, 2 la... plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, ai scris, da? Prima dată, da. 2 la 5. Nu mai zic. 2 plus... 2, atâta. 2 la 1, poate bine. Plus 2 la 2, plus 2 la 6, e bine că... Plus 2 la 7. Plus 2 la 7. Plus 2 la 8, plus 2 la a 9, plus 2 la a 10, da, plus 2 la 11, plus 2 la a 12, plus, asta putem zice, plus de desubt, plus 2 la a 13, plus 2 la a 14. Și așa mai departe, de o problemă. Plus puncte, puncte, plus 2 la a 24. Da, și plus... Plus puncte, puncte, de desubt, uite așa merge. Și vine 2 la puterea, hai să vedem de la început, de la sfârșit, 2 la 2, de la 144, da. Plus aici 2 la 143, și ca să, din 144... Și acum scrie sus, e egal cu tot ăstea, primii 12. Și hai să scriu și pe primul, Mihaela, adică din 144 scad cât? 12, deci cât? 143, 132.
12 minus 1. 132. 100 cât? 32. 11. 144 minus 11. 11, da? Deci, nu, 11 trebuie. 144 minus 11. De la 12 la 1, 11 trebuie. Exact. 133, ca să fie corect. Da? Da. Plus puncte, puncte. Da. E bine. Și N? Și N va fi egal cu... N va fi egal cu... Ăla, tot numărul ăla grupat așa, grupă, dă, grupul ăsta. Cristina, dă în parte pe 8190 la 13. Stați un pic. Dă 13 ori 630. 13 ori 630. Da, care îl dăm în plus, factor. Plus, ah, sau, plus. Plus 13 ori 630 30. ori 2 la 12, a, 12 a, nu? Că am dat în unul în factor. Așa. Deci 2 la a 12. Îl dăm oare pe 1 în factor? Păi noi dăm pe maxim în factor. Da, 2 la 12, e bine. Am zis bine? E bine, da. Pe 2 la 12, 2 la 1 rămâne ca sus. Da, da, da. Așa. Plus puncte, puncte. Da. Plus 2 la puterea, aici cât vine Daria. Ultima a rămas aici. 132. 2 la puterea 132. Ori 13. Ori 13. Ori 730. Și egal acum, se vede că avem pe 13 în factor. Și egal cu 13 pe lângă casa. 13 ori 630. Poftim, dacă dăm și alți factori în plus, nu e nicio problemă. Pe lângă. Așa, pe lângă ce ne-a rămas, David? 1 plus 3, 2 la 12. 2 la 12, plus 2 la 130. 132. Și asta înseamnă, scrie lui M sub forma asta, rezultă de aici că M se divide acum la 13. Că l-avem pe 13. Și el se divide în clipa asta și la 15. Că avem aici un 3, și un 2 și un 5. Deci N se scrie egal mai departe. Hai să scriem așa. N egal cu 13 ori 2 ori 5. 2 ori da, 5. Da. Deci ori au greșit ei, domnul profesor. Mai am muncit, să da, facile, dar da. Am rezolvat și punctul B și punctul C. Uite, în 630 mi-a ieva, se află 2 ori 5, 10. Și 3 ori cât vine? Ori 21. 3 ori 21. Ori toată bucata asta. Ori un cap. Dacă și acum, și punctul A și B și C. Deci de aici rezultă că N se divide la 2, este divizorul 2. Da. N se divide la 6. Și la 6, pentru că e 2 ori 3. Și la 5. Și la 13. Și la 13. Se divide. Mai zice că am recopilat. La 10. N se divide la 10. 10. Se divide la 15. Și la 5. La 15. Și la 5. Și la 21. Și la 3. Și la 2. Avem foarte multe lucruri pentru că ne-am prins. 13 ăsta nu a alergat, nu am văzut pentru că am găsit echipajul. Da, numai că trebuia, în carte e greșit. La B trebuia scrie la 14. Așa, da. Era la 14. La 14 ieșea. Câte 2, câte 3 și câte 4. La 16 ieșea cu grupa câte 4. Deci 13 nu vreau. Da, da. La răspuns era grupăm câte 2, câte 3, câte 4. Câte 4. Ne-am dar ne-am ținut de greșit 13, 13. Tot am zis, Dania, hai să ne uităm la sfârșit. Da. Nu ne-am uitat. Da. Iată că ne-am muncit așa pe NV, dar ne-am agățat de teorie. Corect. Și am zis așa, ca să reușim, ne gândim în numărul de termeni, cam câți termeni putem grupa. Ce libertate avem. Noi am avut 144 de termeni, da. Apoi putem grupa câte 2, câte 3, câte 4, toți divizorii la 144. Corect. Și câte 12, iau. Și câte 12 care ne oferă șansa. Dacă și 12, iată că are... Nu, nu s-a gândit autorul la așa ceva. Nu, el s-a gândit la... Descurajez copilul sau cel că... Rezolvitorul, descurajez ca să facă... Grupajul ăsta se pierde atâta timp. E 12. Dar da? N-au cum ei la școală să deci, facă. Nu, nu, acasă, nu e... Calcul. Numai dacă sunt foarte
Sunt doar de la 13. Dacă sunt foarte perseverenți și dacă ei au exercițiul ăsta al tenacității, băi, îți mulțumesc de el, eu aici trebuie să fiu. Să muncesc atâta, să duc la 13, nu se duceau. Vedeți că ei recunosc, nu se duceau. Nu se duceau. Abandonez că tu, adult, corect. Ai ieșit ăsta cum faci. Sunt niște campioane. Nu sunt niște campioane. Acum, domn profesor, am terminat la algebră, dacă... Da. Facem sinteză? Păi facem sinteză așa, ori acestea, ca să avem... Și la geometrie e numai un pic, Daria, ceva cu cazul, ei se grăbesc și o să-i explic așa ceva, Darie, și lui Darie, cu ocazia asta. Da, normal. Și Daria... E important asta. Asta e important, aia nu e important, aia o pot face. Și pe o oră, nu? Să zicem sinteza oare. Am făcut aici foarte mult lucru. Divizor, multiplu, proprietăți, divizor, multiplu. Divizorii, multiplu. Proprietatea de relații de divizibilitate în mien. Unui număr, da? Da, da. Divizorii, multipli, unui număr... Număr natural, nu? Număr natural. Natural. Proprietăți ale relației de divizibilitate, tot în mien. Da. Ale relației de divizibilitate în mien. De divizibilitate în mien. Am făcut puteri, operații cu puteri, nu, Davide? Puteri, operații cu puteri. Teorema împărțirii cu rest, ai spus? Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Cu rest. Cu rest. Da. Da. Puteri. Operații cu puteri. Operații cu puteri. Mulțim. 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 Aici am făcut o operație cu mulțim. Cu mulțim. Pe urmă ce am făcut? Ecuații. Ecuații. Da. Ecuații. Bun. Divizibilitate, cam asta a fost, nu? Da, divizibilitate am fost. Divizibilitate. Da, vedeți, am scris proprietățile ale relației de divizibilitate. Cam asta a fost. Să nu uitați de la Excel, vă abonați la Prof Online. La revedere! Păi la revedere la algebră. La algebră. Da. Deci am început geometria.